Negocierile care au avut loc în Egipt au adus o rază de speranță. Casa Albă a anunțat că ultima propunere făcută grupării Hamas ar putea fi acceptată. Asta ar însemna o încetare a luptelor și eliberarea ostaticilor. In recent days, there has been new progress in talks, and currently the onus is indeed on Hamas. There is a deal on the table and they need to take it. It is a priority to get those hostages home. It is a priority to get to a ceasefire and is obviously a priority to get that all important humanitarian aid into Gaza. După ultimul schimb de ostatici și prizonieri dintre Israel și Hamas, în fâșia Gaza au mai rămas aproximativ 130 de civili în captivitate. Însă autoritățile de la Tel Aviv estimează că 30 dintre ei ar fi murit între timp. We also know a deal is possible. Israel, Egypt, Qatar, and the United States, we trust you and we urge you to do everything and bring our people home now. How would you feel if the person you love the most is in such danger? I know how hard it is to be there. I know what it's like to beg for help. I know the feeling of losing hope. Bring Keith back to me. Bring back my hope. Un armistițiu nu ar însemna și încheierea războiului. Premierul israelian a promis că lansează o incursiune în Rafa, orașul considerat ultimul bastion al Hamas, unde se adăpostesc sute de mii de palestinieni. O operațiune terestră în Rafa ar putea adânci criza umanitară din fâșia Gaza.